Vom vorbi despre toxina botulinică. Probabil că vom dedica mai multe episoade toxinei botulinice, pentru că este un mijloc absolut extraordinar de influența tinerețea feței. Și când spun că influențăm tinerețea feței sau menținem tinerețea feței, spun că obținem nu numai rezultate optic mai bune, ci chiar luptăm prin acest miorelaxant, prin acest medicament, luptăm cu unul dintre mecanismele de îmbătrânire, și anume contractura musculară. Toxina botulinică este, ca multe dintre medicamentele pe care noi medicii le folosim, este o travă, este o toxină, este un medicament foarte puternic. Ea este produsă de o bacterie, Clostridium botulinum, și are rolul de a împiedica transmiterea influxului nervos de la nerv la placa musculară. Deci, practic, acolo unde este la placa neuromusculară, deci la mușchi. Acolo unde ea este injectată, mușchii se relaxează cu forța. Deci noi forțăm mușchii să se relaxeze. Așa cum spuneam, un mecanism de îmbătrânire este contracția musculară la nivelul feței, care determină ridurile. Dacă noi nu ne-am contracta fața și n-am avea mimică și nu ne-am încrunta sau nu am avea multe mișcări ale feței și am sta imobil, nu am face riduri. Prin urmare, toxina botulinică este un ajutor extraordinar pentru a șterge ridurile de la nivelul feței sau de a asigura chiar tinerețea gâtului. Și voi dezvolta mai încolo aceste puncte. Toxina botulinică este un medicament care se folosește și în neurologie foarte mult pentru blefarospasm, adică pentru spasmul pleoapelor, sau în neurologia pediatrică pentru paraliziile spastice la copii, sau chiar în chirurgia generală pentru tratamentul sau în tratamentul fisurilor anale, și așa pot continua mai multe indicații medicale. Este foarte interesant de știut că toxina botulinică s-a născut fiind folosită de o doctoriță oftalmolog, doamna Caruthers din Canada, care injecta toxină botulinică pentru spasmul pleoapelor, pentru spasmul pleoapelor, pacienții fiind chinuiți de asemenea spasme. Și împreună cu soțul ei, dermatolog, au observat că persoanele arată după o vreme mult, mult mai tinere, întinerite și fără ridurile din jurul ochilor, care riduri sunt esențiale în sentimentul acesta sau în înfățișarea de îmbătrânit, de îmbătrânită. Prin urmare, zona ochilor este una care aduce un procentaj foarte mare în senzația noastră sau în tabloul nostru de trecerea timpului, de îmbătrânit. Prin urmare, toxina botulinică este foarte utilă, mai ales în etajul superior al feței, adică pentru ridurile de la colțul ochilor, așa numită labă de gâscă, pentru ridurile de încruntare, de la glabelă, și pentru ridurile de mirare, cele de la nivelul frunții. De asemenea, putem trata ridurile de la rădăcina nasului. Sunt unele persoane care fac riduri ca un leu, riduri de niște riduri mai speciale pe care pe pacienții deranjează. De asemenea, putem trata zâmbetul care dezvelește gingiile, așa numitul gummy smile, adică putem lupta împotriva acelui tip de zâmbet care nu este deosebit de estetic și care dezvelește foarte mult gingia de sus. De asemenea, putem să
relaxăm ridurile marionetei dinspre colțurile gurii înspre maxilarul inferior, înspre bărbie, și de asemenea putem relaxa gâtul, acele așa numite benzi platismale, niște contracții ale mușchiului platisma, mușchiul care se află imediat sub piele, la nivelul gâtului, și care cu timpul se contractă involuntar, dând acele benzi inestetice și care trădează vârsta. Prin urmare, un întreg evantai de riduri atât de nesuferite și pentru care noi nu avem, sau mai bine zis, nu aveam tratament. Amintesc că la începutul carierei mele în clinica proestetică, în anii 90, pacienții veneau și îmi solicitau să fac ceva pentru a le combate ridurile dintre sprâncene, ridurile de încruntare. Și eram foarte nemulțumită și eu, pentru că nu le puteam oferi un tratament bun, un tratament cu eficiență și un tratament non-agresiv, non-chirurgical, și cu atât mai mulți pacienți, cu atât mai mult erau nemulțumiți pacienții, pentru că nu puteau să scape de aceste riduri. Am fost pionieră în tratamentul, în injectările cu toxină botulinică cu viză estetică în România, pentru că la un moment dat, văzând la congrese că este posibil acest tratament revoluționar în străinătate, mă gândeam cum aș putea să am și eu medicamentul acesta care se numește toxină botulinică. Fiind o toxină și fiind un medicament cu un regim foarte strict, nu se putea aduce din străinătate. Și atunci așteptam cu nerăbdare momentul când va fi oferit și în România, moment care s-a produs în 1999, când un distribuitor a bătut foarte timid la ușa cabinetului Proestetica, întrebându-mă sau încercând să îmi propună să-mi ofere tratament cu această toxină, crezând că îl voi refuza sau că va fi rejectat așa cum mai întâlnise. Dar eu am fost chiar foarte fericită și el că a putut să fie de folos cu produsul, și astfel am injectat, am avut primele serii de pacienți. Nu este ușor să injectez toxină botulinică. Am făcut cursuri împreună cu un chirurg plastician de la Paris, dr. Benjamin Asher, care a venit și chiar în București, în clinica Proestetica, a făcut demonstrații, m-am trenuit și la Paris și astfel am aplicat o anumită strategie, pentru că toxina botulinică se poate injecta prin intermediul sau în cadrul mai multor strategii de injectare, mai multor tipuri de injectare, cu diferite diluții, la anumite intervale de timp. Există multe tipuri de toxină botulinică sau mai multe tipuri de toxină botulinică, dar chirurgul, și de ce spun chirurgul? De ce injectează, de fapt, chirurgul plastician toxină botulinică? Dragii mei, toxina botulinică este doar un medicament, deci atenție, este un medicament cu un regim chiar foarte strict, pentru că, așa cum v-am spus, poate declanșa paralizii, deci să aibă repercusiuni grave. Toxina botulinică este, sau mai bine zis, necesită o știință aparte, este un bisturiu chimic, dacă doriți.
Trebuie însă să fie o toxină foarte bine purificată, deci companiile care furnizează acest medicament trebuie să fie extrem de responsabile și să ofere toate garanțiile că folosim o toxină de bună calitate. Există câteva companii și nu voi face eu acum reclamă, nu le voi denumi nici într-un fel, dar există companii de bună încredere. De exemplu, eu injectez un tip de toxină botulinică de peste 25 de ani, deci chiar de atunci, din 99, și au mai apărut și altele foarte bune, dar există și toxine de proastă calitate, mai ieftine, apărute pe piața neagră, de diferite proveniențe, care pot să dea reacții alergice extrem de grave și greu de controlat. Prin urmare, ca orice medicament, trebuie să fie folosit în mâini de specialist care are și știința de injecta și conștiința de a folosi un medicament de bună calitate. De ce chirurgul plastician? Deoarece chirurgul plastician este medicul cel mai calificat, cel mai instruit de a modifica trăsăturile umane. Atunci când ștergem riduri de pe fața omului sau când adăugăm un plus de substanță pentru volum sau intervenim asupra țesuturilor sau regiunilor anatomice pentru a arăta mai bine sau a arăta mai tineri, noi influențăm, adică modificăm trăsăturile umane. Cea mai înalt specializată ramură medicală este chirurgia plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Există și alte specialități care au în curicula de pregătire, și apropo, curicula de pregătire a unui chirurg plastician este de 6 ani, apoi mai sunt și alte specialități care și ele au rezidențiate destul de lungi, dar să nu uităm că pe lângă cei 6 ani de rezidențiat, un chirurg plastician acordă enorm de mult timp, sau, mă rog, chirurgii plasticieni responsabili, acordă enorm de mult timp pregătirilor prin congrese de specialitate, manifestări de specialitate, literatură de specialitate, în care noi în continuu ne antrenăm pentru a schimba înfățișarea. Cine oare mai poate să facă acest lucru? Cred că nici o altă specialitate. Și în plus, suntem și chirurgi, deci știm și ce trebuie să facem dacă se întâmplă ceva nepotrivit, nedorit. Și încă o mică paranteză. Închipuiți-vă că, deși această toxină botulinică se injectează cu această foarte mică și delicată seringă, uitați-vă cât este de delicată, acul nici nu se vede, este cât un fir de păr, și pare la îndemână ca orice medic să facă aceste schimbări, de fapt aceasta nu este decât un instrument, o mică baghetă. De fapt știința este cea care face, de fapt știința este cea care aduce actul medical la efectul dorit. Deci nici de cum să se apuce alte specialități medicale, ca să nu mai vorbim de impostura care se situează în domeniul penalului, de persoane care nu sunt medici și care, culmea, vor chiar să introducă ocupația de specialist în tratamente non-invazive, ca o meserie, cum ar veni zugrav, faianțar, știu și eu, alte meserii. Nu. Este să ne păstrăm în domeniul profesionalității și în domeniul medicinei. Se șterg ridurile. Ridurile se șterg, într-adevăr, diminuă. Noi nu putem să spunem că ștergem ridurile complet cu toxină botulinică, de altfel nici nu ne dorim, pentru că o frumusețe naturală înseamnă că noi trebuie să avem expresivitate, să avem expresie, să avem mimica păstrată,
dar să nu avem acele, acele riduri adânci, săpate, care ne dau o înfățișare de, și un mesaj de oameni triști, oameni îmbătrâniți, oameni posaci, care nu au, care nu au chef de viață. Prin urmare, diminuăm ridurile de la laba de gâscă, ele rămân, dar rămân într-o, de o manieră foarte fină. De asemenea, ridurile de la încruntare, ne putem încrunta, dar mult mai puțin, ne putem mira, dar mult mai puțin. Obținem, atunci când facem tratamente la nivelul, la nivelul etajului superior al feței, și este foarte bine să le facem, dacă se impune, pe toate trei deodată, și labă de gâscă, și încruntare, și frunte, deoarece avem tot etajul superior al feței luminat și descrețit. Deci există un efect sinergic. Se poate face și pe rând, dar poate că e mai bine să le facem toate odată. Rezultatele. Mulți dintre dumneavoastră vor să știe când se văd rezultatele și cât ține efectul. Rezultatele se văd de la ziua a doua până în ziua a zecea, de la momentul injectării. Nu se instalează instantaneu, pentru că îi trebuie puțin timp să acționeze la nivelul musculaturii. Efectul se instalează încă, deci crește în intensitate în următoarele săptămâni și de obicei durează 6 luni. Există posibilitatea să facem la fiecare 6 luni, dar strategia pe care eu în clinica proestetică am o practic este de a le face la început mai des, și anume la 2 luni și jumătate, apoi peste 5 luni și apoi peste 5 luni, tocmai pentru a obține un efect întărit, un efect suprapus, deoarece dacă injectăm când încă musculatura este relaxată, musculatura aproape că se dezvață în ghilimelele de rigoare de a se contracta. Și după ce am făcut aceste serii de 4 ședințe, putem să facem ședințe de întreținere, care pot fi odată la 6 luni, odată la 8 luni sau chiar odată la 1 an, dacă musculatura respectivă permite acest lucru. Mulți dintre dumneavoastră, și pe bună dreptate, și eu le explic pacienților mei, dacă aceste injectări pot fi periculoase, dacă pot avea complicații, efecte adverse. Da, pot să fie periculoase dacă sunt făcute într-un context patologic al pacientului. Nu vom injecta dacă pacientul are boli, de boli neurologice care afectează contracția musculară. Nu vom injecta dacă pacientul are infecții locale, dacă pacientul ia tratament anticoagulant. Chiar ar fi bine să evităm momentele când femeile sunt la ciclu, tocmai pentru a nu sângera și a nu face vânătăi. Nu se injectează când persoanele sunt însărcinate, pacientele sunt însărcinate sau alăptează. Deci există mai multe contraindicații, mai multe contraindicații de moment sau generale ale acestei tratament. În general, nu dă vânătăi, dar există și posibilitatea rară, cel puțin în experiența mea, în care putem atinge fără să vrem un mic vas, o mică venă, și atunci poate apărea o mică vânătaie. Însă de obicei sunt mici aceste urme. Se poate face și, așa zis, în pauza de serviciu. Este un tratament care se poate face rapid și fără urme. Deci, practic, pacientul poate pleca să-și reia activitatea. Se simte doar în următoarele zile de la injectare sau când efectul se instalează o ușoară apăsare, dar este la nivelul frunții,
mai ales, dar care este foarte bine tolerată. Toxina botulinică, prin urmare, ne este un aliat extraordinar pentru a ne arăta mai mult, pentru a ne arăta lumina din noi. Ne așterne lumina pe chip și ne redă lumina din noi. Fie la persoane mai tinere, că și ele pot avea riduri, sau la persoane mai în vârstă. Probabil că nu am epuizat indicațiile toxinei botulinice în acest episod. Mai avem de vorbit poate și într-un episod următor. Dacă aveți întrebări, vă rog, adresați-mi-le pe Facebook sau pe mail. Avem mailul office@proestetica.ro. Accesați site-urile proestetica.ro sau danajianu.ro. Puteți să sunați pentru consultații dacă doriți să discutăm mai în detaliu sau să facem o evaluare a frumuseții sau a îmbătrânirii feței dumneavoastră. Sunați deci pe WhatsApp la 0722 525 965 sau direct în strada Paris 40A la Proestetica Regeneration.